reprezint o companie de formare profesională, o școală de piloți și însoțitori de bord. Avem practic trei organizații care sunt aprobate de către EASA, și anume cea de Cabin Crew Training Organization, școala de piloți Approved Training Organization, unde avem toate modulele de la 0 până la type rating, adică specializarea pe tipul de aeronavă pe care operatorul aerian o are în curte. Suntem în formare o organizație de mentenanță și avem și partea de organizație Flight Navigation Flight Simulator Training Device, adică cea de simulatoare de zbor. Eu mă ocup ca Head of Training personal de instruirea piloților la noi la școală, unde avem de la primul modul PPL, cel Private Pilot License, pe care poți să-l faci de agrement de plăcere ulterior să-ți zbori propria aeronavă sau aeronavă închiriată, sau poți să mergi mai departe în linie către restul de module pentru a deveni pilot comercial, pilot de linie. Pe de altă parte, mă ocup și de partea de însoțitor de bord, unde o am pe colegă, pe Mihaela Năstase, care ea este partea de cabin crew manager, și am dezvoltat zona de agrement, de zboruri introductive, zboruri de prezentare și de orientări profesionale pentru tineri sau pentru curioși, pasionați, să vadă cu ce se mănâncă meseria de piloți. De altfel, avem tot felul de pachete dezvoltate ca și experiențe, ca și vouchere cadou, ca și team building-uri sau, de ce nu, un program foarte drag mie, cel de aviofobie, așa anume încercăm să tratăm pe cât putem oamenii care au trac și teamă de zbor.